Bună ziua și bine ați venit pe canalul meu. Vă aștept cu mare, mare drag să vă abonați în număr cât mai mare acestui canal și sper din suflet să și rezonați cu mesajele pe care vi le voi transmite. Voi face o etalare de dragoste pentru cei aflați într-un trio. Haideți să vedem ce așteaptă pe cei aflați într-un trio amoros. Ce spun cărțile de tarot în această perioadă? Haideți să vedem ce planuri are persoana dragă. Haideți să vedem ce spun cărțile de tarot. Pe cine alege persoana dragă? Ce planuri are cu cea de-a treia energie? Ce simte pentru cea de-a treia energie? Aveți deja un mesaj suplimentar. Wow! Două mesaje suplimentare. Fiind o etalare generală, nu toată lumea va rezona cu mesajul, da? Să vedem, avem puterea, posibil să aveți de-a face cu zodia leu sau nu, da? Două mesaje suplimentare, ia să vedem, wow, regele de bâte și puterea, leu, berbec, leu, săgetător, multă pasiune, mult orgoliu, multă ambiție, multă energie, pasiune în această relație. Da, relație de trio, se pare că cineva aici chiar este într-un trio, ia să vedem, deci și cărțile confirmă, fiind detalare generală, nu toată lumea va rezona cu mesajul. Prima carte va fi energia dumneavoastră, 6 de monede, ok, energia partenerului, partenerei, paletul de săbii, ok, caută soluții, caută rezolvări. Ia să vedem din ce motiv și energia a treia, 2 de cupe. De se pare că este implicat, dar totuși apare și un suflet pereche. Parcă dumneavoastră ați dat prea mult, ați oferit prea multe, da? Vreți în schimb ceea ce ați oferit în toată perioada asta? În toată relația pe care ați avut-o cu această persoană, fie el, fie ea? Dar această persoană caută soluții, caută rezolvări, nu știe ce să facă, nu este, parcă vă și spionează totuși, da? Adică încă parcă nu a trecut așa cu vederea că ați fost sau sunteți într-o relație, chiar și căsnicie unii dintre dumneavoastră, da? Parcă ați oferit totul, parcă ați menținut echilibru, dar totuși a treia energie este sufletul perechi acestei persoane. Da? Declară iubire sinceră sau crede că este sufletul perechi. Ia să vedem despre ce este vorba aici. Dumneavoastră, wow, da, o căsnicie, ați avut o căsnicie. Ați împărțit cu această persoană casă, poate unii dintre dumneavoastră, locuința, o împărțiți cu ea. Sunt și anumite situații, da, în care vă despărțiți și totuși locuiți în același loc, dar că împărțiți locuința în două. Partenerul, partenera, da? Este debusolat, dezorientat, nu știe ce să facă, 7 de cupe. Parcă nu încearcă să găsească soluții, varianta corectă, varianta mai bună. Cea de-a treia energie. Se simte obosit, obosită această persoană. Parcă nu este de acord să împartă locuința cu fostul, fosta parteneră a dumneavoastră sau soț, soție, da, în unele cazuri. Da, este aici o situație de confuzie, oboseală față de celelalte persoane. Dumneavoastră, ia să vedem. Încă jonglați sau încercați cumva să mențineți echilibru cu 2 de monede, da, acestei situații. Tot încercați, exact cu 6 de monede, cumva încercați să mențineți echilibru, să nu deranjați sau... Da, în unele situații posibil ca dumneavoastră să fiți în această situație. De amant-amantă, da? Iar cei doi, da, să fie căsătoriți și noi astăzi să fiți cea de-a treia energie. Posibil și acest lucru. Da? Și cumva încercați să cântăriți sau să mențineți acest echilibru, să nu deranjați, să nu stricați rostul casei acestei persoane. În unele cazuri, da, nu este valabil pentru toată lumea. Persoana dragă și ea își dorește echilibru. Fie el, fie ea, da? Poate să fie zodia săgetător. Gemeni, balanță, vărsător, rac pe scorpion, această persoană, să fie zodie de apă sau de aer. Își dorește echilibru
Sau își dorește ambele persoane? De ce nu? Și pe dumneavoastră, cât și pe cea de-a doua, a treia energie, pardon. Ia să vedem, a treia energie, doi de bâte, așteaptă, tot așteaptă, așteaptă de mult această persoană. Poate să fie la distanță sau așteaptă de foarte mult timp un verdict. Mi se pare că dumneavoastră cu persoana dragă sunteți căsătoriți sau sunteți într-o relație de foarte mult timp în această situație și cumva persoana dragă vrea să mențină echilibru, vrea și cu dumneavoastră să mențină echilibru, liniștea, pacea în casă, dar nu vrea să renunțe nici la cea de-a treia energie. Dar a treia energie este foarte obosită, parcă n-ar mai vrea, așa este pusă în gardă și are o alegere de făcut, posibil, da? Nu este valabil pentru toată lumea mesajul, ia să vedem dumneavoastră. Wow, turnul, deci până la urmă, ori spuneți lucrurilor pe nume, ori apare acest turn așa, parcă dumneavoastră provocați, da? Dumneavoastră provocați acest turn, vreți să vă despărțiți, vreți să puneți punct acestei situații, vreți să încetați cu această joacă a persoanei dragi, da? Ia să vedem. Persoana dragă, tot vrea, trei de monede, tot vrea să fie în acest cerc, da? Dar dumneavoastră nu mai vreți, vreți să puneți punct. Cea de-a treia energie, wow, se simte trădată, se simte pusă la pământ această persoană. Pentru că nu mai înțelege nimic ce se întâmplă, da? Persoana dragă vă vrea și pe dumneavoastră, vrea și cealaltă persoană, da? Fie el, fie ea. Deci nu vrea să renunțe la niciuna din cele două persoane, da? Dintre cele două opțiuni, ca să zic așa. Vrea să meargă cu amândouă, da? Ia să vedem. Amândouă, amândoi. Dumneavoastră. Cinci de cupe. Da, regretați, vă pare rău după trecut. Nu mai vă găsiți liniștea, da? Vă tot uitați spre trecut, ce a fost odată, de ce s-a ajuns aici, unde s-a greșit, pentru că ați oferit, ați încercat să oferiți, să primiți în schimb, da, să și oferiți, dar să și primiți. A fost reciprocă această relație, adică nu a fost obligată, nu a fost pe interes, totul a venit, da, v-ați iubit sincer cu această persoană. Doar că, nu știu, poate a apărut monotonia în unele cazuri, a apărut ispita, ia să vedem, persoana dragă se simte trădată. Posibil că această persoană să nu se fie așteptat ca dumneavoastră să luați decizia să vă despărțiți. Unde păreați atât de echilibrat, echilibrată, da, și ca și cum nimic nu va putea doborâ și că veți trece peste o infidelitate, da, se pare că lucrurile nu stau așa. Dumneavoastră veți spune stop și se pare că persoana dragă nu va fi de acord, adică va fi destul de deranjată, îi se va rupe sufletelul, ca să zic așa. Și cea de-a treia energie se va apăra, își va apăra propriul interes această persoană, se simte atacată, ca și cum că din cauza ei s-au întâmplat aceste lucruri, dar fie el, fie ea, da, această persoană nu a apărut în viața persoanei dragi, a vrut. Se pare că persoana dragă a vrut să fie în astfel de situații. Să fie între două persoane. Nu vrea să renunțe nici la dumneavoastră, dar nici la cealaltă persoană. Da? Dumneavoastră, ia să vedem. Regina de monede, da, ați oferit foarte mult, foarte mult. Ați fost sprijin, ați fost alături de această persoană. I-ați fost și la bine și la greu, ați fost așa ca o mamă a răniților, da? Ați înțeles, ați sprijinit această persoană. Parcă ați oferit prea mult, ați fost prea îngăduitor, îngăduitoare cu această persoană. Ia să vedem. Cea de-a treia energie, da, se simte, are nevoie de o pauză, poate se îmbolnăvește această persoană după această decizie, trece printr-un șoc. Această persoană trece printr-un șoc, nu se aștepta să luați o decizie atât de radicală, nu se aștepta cu atâta blândețe, ați fost acolo alături, i-ați oferit blândețe, sinceritate, respect acestei persoane, ați fost loială, da? Și dintr-o dată se rupe filmul și parcă nu-i vine să creadă
O puneți la pământ pe această persoană. Nu știe ce să facă. Ia o pauză din ambele părți. Și cu dumneavoastră și cu cea de a treia energie, da? Deci nu. Ia să vedem. A treia energie. Wow! Împăratul se impune această persoană. Ia hotărâre sau poate chiar intentează, nu știu, instituții de stat. Devine foarte hotărâtă, rece, detașată. Se transformă această persoană, parcă nici acestei persoane nu-i convine că se află în această situație. Da, este aici o... Simte nevoia să se apere, a fost trădată, a fost înșelată, se pare posibil că această persoană să nu fi știut că era în relație cu dumneavoastră. Este un șoc pentru, și pentru această persoană, parcă, nu știu, cere ajutorul legii să fie ajutată, este neîndreptățită și are nevoie de ajutorul cuiva, parcă este acuzată că din cauza el sau ea, da, s-a despărțit de dumneavoastră, dar nu, această persoană, din ce reiese aici, că nu știe despre ce este vorba, nu a știut că are o relație sau o căsnicie. Ia să vedem, dumneavoastră. Da, dumneavoastră vă doriți un nou început. Ceva nou, ceva care va duce energie, care va trage un nou sentiment, o nouă pasiune. Vă doriți foarte mult acest lucru. Deci vă doriți să o luați de la capăt, renunțați la această persoană. Se pare că ați fost prea loiale, da, cu această persoană și nu mai vreți. Vreți să vedeți și noi asta ce înseamnă să trăiți? Parcă vreți așa, vă simteți plin de energie, de pasiune, de entuziasm, vreți pur și simplu să riscați, acceptați acest nou început, deci nu vă dați înapoi persoana dragă. Cumva acum dorește, da, să devină o persoană stabilă, sigură, să împărtășească acest lucru. Își dorește și el sau ea, da, stabilitate. Ia să vedem despre ce este vorba. Cea de-a treia energie. A obosit. Nouă de bâte. Este obosită această persoană. Nu știe ce să facă. Parcă e așa prea stresată. Se opune unei schimbări. Se opune unei situații. Dar tind să cred că această persoană, uitându-mă aici, se pare că ține foarte mult la persoana dumneavoastră, da? Care o iubiți și dumneavoastră la rândul vostru, da? Da, este o energie destul de apăsătoare, parcă e așa cum du-te, vino, parcă nimeni n-ar vrea să spună lucrurilor pe nume, parcă ați spune așa pe sărite, printre rânduri, fiecare... deduce de la sine cam ce ar vrea, cam ce s-ar întâmpla. Parcă e o despărțire pe mutește. Nu știu de ce mi-e să spun acest lucru. Da, așa parcă ne despărțim, dar discutăm mai mult prin semne. Da? Ok, sunt de acord cu tine, dar nu sunt, dar sufăr, dar mă retrag și sufăr liniștit în locul meu. Ia să vedem dumneavoastră. Da, vă doriți o împăcare, vă doriți să... treceți cu vederea peste toate, să fiți iertați, iertate, judecata, da? Să vă împăcați, să treceți peste toate, să fiți iertați, da? Persoana dragă, da, călătorește, face un drum. Posibil, da? Wow, numai arcane majore, decizie finală și... deci nu pot să cred. Și persoana, cea de-a treia energie, justiția, o altă arcană majoră, de se pare că aici, parcă ar fi după o tăcere, apare și o dreptate, așa, se face dreptate, lumină într-o situație, dumneavoastră iertați această persoană, treceți cu vederea, mergeți mai departe, persoana dragă la fel merge mai departe, se îndreaptă către cealaltă persoană, deci nu... parcă ar fi vorba și de o chestiune legală. Aici se face dreptate, de fapt vi se face dreptate într-o situație
De la drum primiți o veste. Este o veste care pe dumneavoastră vă încântă. Parcă această decizie a partenerului, partenerei, vă bucură. Vă încântă că decizia acestei persoane, că se îndreaptă către a treia energie această persoană. Pentru că vede că dumneavoastră nu mai vreți să fiți cu el sau ea, da? Nu mai vreți. Își dorește echilibru, își dorește liniște, își dorește pace. Bineînțeles că și cu dumneavoastră poate să aibă la fel, dar cum am și spus, parcă aici simt nevoia să spun că este o despărțire în liniște. Nimeni nu știe despre această despărțire, despre această separare. Pur și simplu este o discuție acolo între trei persoane, se știe de fiecare cum s-a întâmplat și la un moment dat dumneavoastră vă separați, fie domn sau doamne, da, vă separați de această persoană. Dar căutați soluții, căutați rezolvări ca să ieșiți din această situație fără să faceți vâlvă, da? Să faceți scandal, fără să agitați spiritele. Da, este o energie foarte frumoasă. Ia să vedem la baza pachetului, avem optul de bâte, exact ce spuneam, da? Deci, chiar dacă este pe silențios, dar veștile bune circulă. Parcă lucrurile se așează pe repede înainte, parcă se întâmplă această situație, această schimbare așa bruscă, dar foarte rapid. Pasiune. Da, după un blocaj, v-ați simțit blocați, după o alegere pe care ați avut-o de ales. Ați muncit, ați încercat să reparați această relație, această căsnicie unită dumneavoastră, v-ați simțit blocați, blocate, da, cu optul de săbi aici. Dar comunicarea se pare că v-a salvat din acest impas pentru mulți dintre voi. Este o despărțire, este o alegere, dar este așa pe silențios, pe mutește. Nu își reproșează nimeni nimic, nu, adică sunt reproșuri, dar foarte, așa, nu se spun în gura mare, da? Se va afla că v-ați despărțit de această persoană, dar nu va fi ceva în defavoarea dumneavoastră, da? Chiar dumneavoastră veți spune că v-ați hotărât să vă despărțiți de persoana dragă, fie soț, fie soție, fie partener, parteneră, da? Și nu, deci cei din jur nu vă va judeca, chiar din contră, da? Sunt de acord cu dumneavoastră, chiar și fostul, fosta. Se face dreptate, se face lumină într-o situație. Arcane majore aici este o situație care, da, e vorba despre un cuplu matur care știa că nu mai rezonau. Da? Unul oferea foarte mult, iar celălalt nu oferea deloc și s-au complăcut în această relație căsnicie. Știau, ambele persoane știau că nu poate să ducă mai departe această relație, această căsnicie pentru unii dintre ei. Da. Foarte frumos. Sper să fi rezonat cu mesajul pe care l-am transmis. Vă aștept și la următoarele etalări. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag.